suntem gata. Da, bună ziua tuturor. În primul rând ne cerem scuze pentru mica întârziere legată de aspecte tehnice. Astăzi, în primul rând, vreau să încep prin a vă mulțumi pentru că ați dat curs invitației noastre. În cadrul conferinței de presă de astăzi vom vorbi despre rezultatele preliminare ale monitorizării examenilor de absolvire a gimnaziului în 8 raioane, despre procesul de reevaluare a testelor în instituțiile de învățământ din aceste raioane și despre alte încălcări care au fost depistate la nivel de țară în cadrul examenului de clasa 9. După cum cunoașteți, pentru prima dată examenele de absolvire a gimnaziului au fost monitorizate de către voluntari delegați de către Minister și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, care îi mulțumim pentru efortul extraordinar din ultimele zile. În primăvară am și lansat o campanie națională de recrutare a voluntarilor denumit Sugestiv, Fii Onest, Nu Copia și am reușit să implicăm aproximativ 400 de voluntari, oameni de diferite profesii, cu diferite experiențe, studenți, pensionari, angajați, care au pus umărul la monitorizarea bunei desfășurare a examenilor în cele 8 raioane. În total, voluntarii au ajuns în 185 de instituții de învățământ în cadrul a 4 zile de examen din raioanele Briceni, Cahul, Cantemir, Cimișlia, Dubăsari, Drochea, Rezina și Șoldănești. Amintesc că aceste raioane au fost selectate pornind de la diferențele mari pe care le înregistrau la rezultatele examenilor de clasa 9 comparativ cu cele de bacalaureat și a discrepanțelor enorme între rezultatele de 9 și 10 la examenele de clasa 9 și cele de bacalaureat. O primă concluzie a monitorizării este că dacă desfășurarea probelor de examen în instituțiile de învățământ a fost în mare parte regulamentară, fără incidente, atunci în unele comisii raionale de evaluare au rămas în continuare vechile practici defectuoase de evaluare a testelor de examen. S-au constatat cazuri în care nota a fost majorată și cu 15 puncte, la un barem de 50 de puncte, asta înseamnă 30%. Au fost reevaluate, eșantionat 30% din totalul testelor pentru fiecare disciplină de examen, pentru fiecare instituție de învățământ din cele 8 raioane. În total au fost reevaluate 4140 de teste în cadrul a 5 comisii republicane de reevaluare. Vreau să încep cu raioanele care au făcut o treabă bună. Țin să menționez că unele raioane, precum Cimișlia, Șoldănești, Drochea, comisiile raionale de evaluare au respectat în mare parte prevederile regulamentului privind organizarea examenelor, iar profesorii evaluatori au aplicat corespunzător baremul de notare. Doamna Ivanov, directoare Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, va prezenta un pic mai târziu un raport detaliat pe fiecare raion și o să vedeți că vorbim despre raioane unde comisiile de reevaluare au reevaluat, în esență au constatat diferență în notare într-un număr foarte mic de lucrări. La polul opus sunt raioanele Cahul, Rezina, Dubăsari, unde am constatat diferențe mari dintre punctajele acordate de la 5 până la 15 puncte în plus în unele teste din anumite instituții de învățământ. Astfel, s-a decis ca în 13 instituții din aceste 3 raioane să fie reevaluate integral toate testele scrise de absolvenții de clasa a 9. Aceste reevaluări au demonstrat că avem o problemă sistemică în multe raioane din țară când vine vorba de corectitudinea evaluării. Se vede foarte clar care sunt acei examinatori care în mod constant au notat necorespunzător elevii. O să vedeți câteva exemple mai târziu care sunt pur și simplu strigătoare la cer, unde pentru nici un fel de răspuns a fost acordat punctaj maxim. O să vă arătăm și exemple din teste un pic mai târziu. Și acest exercițiu încă o dată a relevat că este nevoie de o mai bună monitorizare a activității direcțiilor de învățământ, a comisiilor de examene la nivel raional, pentru că asemenea abateri să nu fie comise și pe viitor și vom trece în revistă și care sunt măsurile pe care le propunem pentru anul viitor. Pentru acest an au fost transmise concluziile reexaminărilor în toate aceste 8 raioane. Așteptăm ancheta lor internă pentru a stabili cum a fost posibil comiterea acestor abateri și ce a stat la baza lor, unde vorbim de favoritism
verificare necorespunzătoare, anumite legături cu instituția, de anonimizarea testelor sau alte tipuri de abateri care pot explica cum am ajuns în situația când avem asemenea carențe în procesul de evaluare. Dincolo de campania Fii Onest, în aceste 8 raioane, am monitorizat în ansamblu examenul de clasa 9 și în acest an, având în vedere că s-au aplicat anumite măsuri suplimentare de identificare a testelor, a fost posibil să constatăm instituțiile de învățământ din care au avut loc scurgeri de informații și în care au fost publicate testele în timpul examenului. Am dat și anterior citire listei instituțiilor unde s-au produs aceste incidente, dar țin să repet, instituțiile au fost identificate cu 100% certitudine. Căușeni, Cârnățenii Noi, Gimnaziu Cârnățenii Noi, Criuleni, Jevreni, Instituția Publică Gimnaziu Mihai Eminescu, Iedineț, Cupcini, Instituția Publică Gimnaziu Mihail Sadoveanu, Glodeni, Hâșdieni, Instituția Publică Gimnaziu Hâșdieni, Florești, Trifănești, Gimnaziul Mircea Snegur, filiala Liceului Teoretic Ion Creangă, Florești, Prajila, Instituția Publică Gimnaziu Prajila, Florești, Ștefănești, Instituția Publică Gimnaziu Ștefănești, Florești, Putinești, Instituția Publică Gimnaziu Putinești. La solicitarea noastră au fost demarate anchete de serviciu în aceste raioane, pe marginea acestor incidente, pentru a stabili cine se face vinovat de scurgerea de informații. Mesajul pe care noi vrem să-l transmitem foarte clar de la minister către direcțiile raionale este să nu încerce să paseze responsabilitatea pe copii. Responsabilitatea este în primul rând a adulților care au făcut în așa fel încât aceste teste să ajungă să fie publicate. Avem, ca de obicei, o situație diferită, raioane care iau în serios acest exercițiu de analiză a erorilor comise în procesul de desfășurare a examenelor și raioane care le tratează cu superficialitate și care cred că se pot limita doar la anularea testului elevului care a publicat testele, fără a atrage la răspundere directorul sau fără a atrage la răspundere examinatorii care poartă în primul rând responsabilitate pentru ca modul în care se desfășoară examenul să fie unul corect și judicios. Așa că mesajul nostru este să nu încerci să paseze încă o dată responsabilitatea pe copii, să-și o asume, pentru că toată lumea și-a asumat un angajament și asistenții, și directorul, și președintele Comisiei de Examene la nivel raional pentru buna desfășurare a examenilor și așteptarea noastră este să existe sancțiuni în raport cu cei care au admis aceste irregularități. Dimensionat aici un caz care nu putem trece. În timpul examenului, un fost șef de direcție din Glodeni a publicat pe Facebook accidental rezolvarea examenului la limba română. El urma să... La istorie. El urma să transmită probabil în privat această rezolvare către elevi, dar a greșit butonul, a apăsat pe stories și a publicat rezultatele și acest caz la fel l-am trimis la poliție. Așa că vedem o implicare de la nivel înalt în acest proces de fraudare a factorilor de decizie. La Ministerul Educației credem că este timpul să renunțăm la practici legale și să învățăm elevii din exemplu propriu cât de importante sunt corectitudinea și integritatea. O notă de 10 obținută prin furt nu te face nici un profesionist bun, nici un om de valoare. Nimeni nu-și dorește un absolvent cu o diplomă cu note mari, căruia îi lipsesc integritatea și performanța. Toleranța zero față de corupție la examene de absolvire a gimnaziului este crucială pentru asigurarea unei educații corecte și echitabile. Corupția în aceste examene subminează încrederea în sistemul educațional și afectează în mod direct șansele reale ale elevilor de a-și demonstra cunoștințele și abilitățile dobândite. Acum 11 ani, examenul de bacalaureat a fost organizat în premieră în săli cu supraveghere video. Treptat, această practică a fost acceptată și, în prezent, necesitatea monitorizării la BAC nu mai este contestată de către nimeni și cred că avem un examen național în care toată lumea are încredere și, într-adevăr, reprezintă o pagină de turnesol pentru noi, permițându-ne să înțelegem care este situația reală când vine vorba de examenele de liceu. În același timp, această schimbare nu a percolat și la examenul de la gimnaziu și avem 10 ani de zile în care, în esență, nu au existat schimbări
în acest sens. Iar monitorizarea din acest an a demonstrat că, din păcate, lucrurile la examenele din gimnaziu continuă să fie unele foarte problematice și este nevoie de o intervenție mai categorică pentru a asigura același nivel de integritate a acestor examene și același nivel de încredere în rezultatele acestor examene, precum o avem la bacalaureat. Ce vom face pe viitor pentru ca să îmbunătățim această stare de lucruri, reieșind din concluziile preliminare a monitorizării din acest an? În primul rând, ne propunem să organizăm centre de examene după modelul celor de la BAC și pentru gimnaziu. Vom continua anul viitor monitorizarea externă a examenilor de absolvire a gimnaziului, urmând ca să fortificăm rețeaua de voluntari și să o extindem anul viitor. Având în vedere carențele care s-au constatat la evaluarea testelor, vom implementa la scară largă reexaminarea testelor de examen, astfel ca să ne asigurăm că niciun copil nu a fost nedreptățit sau, dimpotrivă, a fost avantajat pe nedrept. Vreau aici să menționez buna practică a municipiului Chișinău din acest an, care din propria inițiativă a reevaluat o parte dintre lucrări și este de apreciat acest efort, constatând de exemplu, pentru o instituție, 80% din copii aveau note de 9-60, ceea ce, bineînțeles, că a trezit anumite semne de întrebare și în reevaluare s-au constatat abateri. Reformele în educație se fac greu și rezultatele nu sunt vizibile imediat, totuși schimbările trebuie făcute și cred că nu mai putem tolera practicile rușinoase care le avem în sistem. Ele nu fac față, în primul rând, sistemului. Obișnuiesc copiii cu o realitate de care noi vrem să scăpăm nu doar în sistemul educațional, dar și în întreaga noastră societate. Dar la Ministerul Educației avem obligația să pornim, în primul rând, din sistemul educațional. Haideți să fim onești, în primul rând, cu noi și cu elevii pe care vrem să învățăm lucruri importante și ăsta este un mesaj adresat, în primul rând, colegilor noștri din sistem, să dea dovadă de integritate în procesul de evaluare, pentru că dacă cu toții ne dorim să fim respectați și apreciați pentru munca pe care o facem, trebuie să acționăm conform valorilor pe care le predicăm. Altfel, nu ne putem mira când statutul cadrului didactic are de suferit de pe urma practicilor pe care unii continuă să le facă. Pe termen scurt, de menționat că urmează încă procesul de procesare a contestațiilor și îndemnul nostru către toate comisiile de examen este să desfășoare acest proces corect. Elevii sunt în proces de depunere a acestora și urmează ele să fie examinate. Noi vom monitoriza foarte atent cum se vor desfășura, cum vor fi analizate contestațiile în cele 8 raioane. Dimensionat că la începutul lunii iulie, 1-4 iulie, urmează proba suplimentară și instituțiile de învățământ au responsabilitatea în continuare să susțină elevii care n-au reușit din prima să dea examenul. Mai este timp pentru a face un efort și a-i ajuta pe toți să susțină cu bine examenul de clasa 9. Instituțiile de învățământ funcționează, nimeni nu este în vacanță și eu cred că este și datoria morală. Dacă după 9 ani de zile în care s-a predat la clasă, în care 5-10 copii, nu s-a reușit a pregăti fiecare din acel copil să dea examenul de clasa 9, măcar acum, în ultimele 3 săptămâni până la proba suplimentară, să-ți facă un efort pentru ca toți copiii să poată să o susțină. Vorbim în general de instituții de învățământ cu număr foarte mic de copii în care se atestă aceste probleme și unde profesorii, comparativ cu orașul Chișinău, unde lucrează cu 40 de copii la matematică, cu 30 de copii la matematică, lucrează cu 10 copii și nu reușesc să asigure că toată lumea are un minim de cunoștință pentru ca să dea un examen de clasa 9. Și așa că îndemnul nostru este să pătrundă de aceste cifre și în următoarele 2-3 săptămâni se depun un efort pentru a ajuta acești copii să ajungă până la nivelul minim de cunoștință ca să poată să susțină cu bine examenele. Asta a fost mesajele noastre generale din partea Ministerului. O să rog pe doamna Ivanov, doamna directora Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, să prezinte o informație mai detaliată pe fiecare dintre cele 8 raioane și să vă arate și câteva exemple de reevaluări care au depistat anumite lucruri cu adevărat șocante așa pentru noi. Mulțumim. Doamna Ivanova, rog.
Stimate domnule ministru, mulțumesc mult. Da, am avut campanie, AMPLAC, campanie Fionist nu copia. Au fost monitorizate instituțiile din cele 8 raioane și tot atunci, la începutul campaniei, domnul ministru declarase că deopotrivă cu monitorizarea care se va întâmpla în instituțiile de învățământ, vom reevalua selectiv testele elevilor în așa fel ca să ne asigurăm că și pe dimensiunea evaluare lucrurile stau corect, bine și transparent. Vom prezenta astăzi datele care au fost urmare a reevaluării a 30% din numărul total de teste din fiecare instituție de învățământ din cele 8 raioane și aici cred că este bine să clarific, noi vorbim în procesul de reevaluare despre aplicarea corespunzătoare a baremului de corectare vis-a-vis de testul de examen. Tot aici cred că este bine să reamintesc că pentru fiecare zi de examen sau în fiecare zi de examen au fost organizate sesiuni de formare sau de instruire cu toți președinții comisiilor raionale de evaluare, în care s-a discutat foarte detaliat cum se aplică corect baremul de corectare în raport cu testul de examen. Dacă ne referim la comisiile republicane de evaluare, deci au activat 5 comisii republicane de evaluare în perioada 11-19 iunie, ieri pe data de 20 toate testele reevaluate au fost transmise în cele 8 raioane și copiii din acești raioane împreună cu toți copiii din țară și-au aflat rezultatele. Aici aveți datele generale pe fiecare instituție, pe fiecare disciplină. Deci la matematică au fost reevaluate 1442 de teste, la limba română 1108, limba și literatura rusă și limba și literatura română al Olimp câte 161 de teste și istoria românilor și universală 1268 de teste au fost reevaluate. În continuare vă prezentăm datele generale despre numărul total de teste reevaluate. După cum spuneam, în total au fost 4140 de teste reevaluate. Din acestea, cu nota neschimbată, deci a fost confirmată nota de către Comisia Republicană de Reevaluare și nota acordată de Comisia Raională de Evaluare. În cazul a 3189 de teste, ar fi circa 77%. Au fost micșorate cu un punct, cu unitate de notă, ca să spunem, da? De exemplu, de la 7 la 8, de la 8 la 7, deci 656 de teste, peste 15%. Au fost micșorate cu tot cu un punct, dar cu o diferență semnificativă și este bine să explic aici. Această diferență semnificativă înseamnă o diferență de cel puțin 5 puncte și mai mult. Deci dacă cele de la prima categorie care ziceam, care au fost micșorate cu un punct, acest lucru presupune că nota era la granița între acele segmente care se acordă nota. Aici avem o discrepanță mai mare, această diferență de mai mult de 5 puncte. Deci avem 200, în cazul la 226 de teste. În cazul la 39 de teste, nota a fost micșorată cu 2 puncte, de exemplu de la 7 la 5 și avem un caz când nota a fost micșorată cu 3 puncte. În cazul dat concret, nota a fost 5, după reevaluare, nota este 2. La polul opus avem și lucrări care au fost, notele au fost majorate. În cazul la 244 de teste, nota a fost majorată cu un punct și exact în cheia de mai sus, în cazul la 43 de teste, nota a fost majorată cu un punct, dar cu o diferență semnificativă, deci mai mult de 5 puncte. Și avem situația în 9 teste,
notele, nota a fost majorată cu 2 puncte, de exemplu, de la 7 la 9. Deci aici vreau să repet că am avut lucrări în care elevii au fost supraapreciați și au fost lucrări în care au fost subapreciați. În continuare, este distribuția notelor acordată de către Comisia Raională de Evaluare în raport cu notele acordate de Comisia Republicană de Evaluare și grafic aveți această distribuție cu culoarea verde este Comisia Republicană de Evaluare, notele acordate și cu albastru cele care sunt acordate de Comisiile Raionale de Evaluare. În continuare, o să vă prezentăm date pentru cele 8 raioane, pe fiecare raion separat și vom începe cu raioanele în care comisiile raionale de evaluare au aplicat în mare parte corespunzător baremul de corectare în procesul de evaluare. Vom începe cu raionul Șoldănești. Și aici este bine de menționat că comisiile raionale de evaluare și-au îndeplinit corect atribuțiile, au asigurat în mare parte un proces corect de evaluare a testelor. Șoldănești, 332 de teste au fost reevaluate, dintre care peste 85% au rămas cu note neschimbate. Micșorate cu un punct în cazul a 17 teste. Doar într-un singur test a fost micșorată nota cu acea diferență semnificativă de 5 puncte, în cazul dat sunt 6 puncte. Avem un singur test la istorie în care nota a fost micșorată cu 2 puncte, nu avem niciun test micșorat cu 3 puncte și avem lucrări în care Comisia de Reevaluare Republicană a majorat notele elevilor, în cazul a 25 de teste cu un punct, în cazul a 7 teste tot cu un punct, dar cu diferențele semnificative până la 7 puncte și în 6 teste, dintre care 5 la istoria românilor și universală, notele în raionul Șoldănești au fost majorate cu 2 puncte. Următorul raion este Drochia. În acest raion au fost reevaluate 658 de teste, dintre care neschimbate au rămas notele pentru 558 de teste. Au fost micșorate notele cu un punct în cazul a 38 de teste, micșorate cu un punct cu diferențe semnificative, da, de la 5 până la 7 în cazul a 6 teste. Avem un singur test în care s-a micșorat nota cu 2 puncte, niciunul cu 3 și avem 60 de teste în care s-au majorat notele cu un punct, scuzați, și cu diferențe semnificative în cazul a 9 teste, dar până la 7 puncte. Și avem un test la matematică care nota s-a majorat cu 2 puncte, de exemplu de la 7 la 9. Următorul raion este Cimișlia. Și aici, și în acest raion, comisiile raionale de evaluare și-au îndeplinit în mare parte atribuțiile corect și-au asigurat un proces corect de evaluare. Pentru raionul Cimișlia au fost reevaluate 302 teste, dintre care cu note neschimbate au fost 255. În cazul la 32 de teste, notele au fost micșorate. În cazul a 5 teste, notele au fost micșorate cu acea diferență semnificativă, dar până la 8 puncte. Avem 2 teste micșorate cu 2 puncte, niciunul cu 3, majorate 13 teste cu un singur punct și o singură lucrare în care avem această diferență de 5 puncte. Următorul raion este Cantemir. Neschimbate au rămas în 355 de teste din 435 reevaluate. În cazul la 62 de teste, nota s-a micșorat cu un punct. În cazul la 11 teste, avem micșorarea cu un punct cu acea diferență semnificativă, dar deja până la 9 puncte.
un singur test micșorată nota cu 2 puncte și pe polul opus avem teste cu note majorate, cu un punct în 17 cazuri și în 3 cazuri nota este majorată cu un punct, cu diferențele de până la 6 puncte. Raionul Cahul, din păcate trecem la raioane care Comisiile Republicane de Evaluare nu au aplicat întotdeauna corespunzător baremul de corectare, pe alocuri putem să spunem tendențios și pentru aceste raioane vreau aici să menționez că nu vorbim de toate comisiile raionale de evaluare. În cazul raionului Cahul vorbim despre Comisia Raională de Evaluare la Limba și Literatura Română și la Matematică. 1027 de teste au fost reevaluate, în cazul a 748 de teste notele au rămas neschimbate, s-au micșorat notele în cazul a 209 teste și dumneavoastră observați la Limba și Literatura Română în cazul a 63 de teste și la Matematică 93. Tot cu un punct s-a micșorat nota, dar aici avem deja diferențe semnificative de la 5 la 12 puncte și iarăși aici avem un număr mare la Limba și Literatura Română și la Matematică. Avem 15 teste în care nota s-a micșorat cu un punct și avem punctaje semnificative de la 5 la 15 puncte, 15, și dacă ne uităm aici, avem 12 teste la Matematică. Și la Cahul este acea lucrare care a fost micșorată cu 3 unități sau cu 3 puncte, deci de la nota 5 la nota 2, Comisia Raională de Evaluare a acordat 14 puncte conform baremului de corectare, Comisia Republicană de Reevaluare a acordat doar 4 puncte. Tot în raionul Cahul au fost majorate notele cu un punct în cazul la 53 de teste și cu un punct, dar cu diferențe semnificative, de la 5 la 10 puncte în cazul a 9 teste. Și pentru un test, nota a fost majorată cu 2 puncte. Următorul raion este Briceni. Și aici vorbim despre două comisii raionale de evaluare care, în deosebi, nu și-au onorat obligațiunile. Este vorba de Comisia Raională de Evaluare la Istoria Românilor și Universală și la Matematică. În cazul la 440 de teste, din 605, notele au rămas neschimbate. În 112 teste, notele au fost micșorate cu un punct. Și aici, iarăși, observați numărul mare de teste la Istoria Românilor și Universală și Matematică. În cazul la 44 de teste, notele au fost micșorate cu un punct și cu diferența aceea semnificativă de la 5 la 10 puncte. Mai avem 6 teste în care s-a micșorat nota cu 2 puncte și avem majorări de note cu un punct în cazul a 46 de teste și în 10 teste cu o diferență semnificativă de la 5 la 10 puncte și avem un test la Istoria Românilor și Universală care nota a fost majorată cu 2 puncte. Următorul raion este Rezina. În cazul la 315 teste din 444, nota a rămas neschimbată. În 106 teste, notele au fost micșorate cu un punct și iarăși aici aveam accentuat disciplina Istoria Românilor și Universală și Matematica. Dacă observați, la Matematică avem 71 de teste și 42 de teste în care nota s-a micșorat cu un punct, dar punctajele acestea semnificative sunt de la 5 la 10. În cazul a 6 teste, notele au fost micșorate cu 2 puncte și în raionul Rezina sunt lucrări care au fost notele majorate cu un punct în cazul a 17 teste și un test cu 6 puncte. Următorul raion este Dubăsari. Acesta este raionul cu cel mai mic procent de note care au rămas neschimbate, 70,
deci 235 de teste din 337 reevaluate. În cazul a 70 de teste, notele s-au micșorat cu un punct și iarăși vorbim despre Comisia Raională de Evaluare la Istoria Românilor și Universală și Matematică. În cazul a 26 de teste, notele s-au micșorat cu diferența semnificativă de la 5 la 13 puncte. În cazul a 9 teste, notele s-au micșorat cu 2 puncte. Și la polul celălalt au fost și teste la care s-au majorat notele, 13 teste cu un punct și 3 teste cu diferență semnificativă de la 5 la 9 puncte. În continuare, astea sunt datele pentru fiecare raion. După cum spunea și domnul ministru, fiecare raion, ieri când a ridicat plicurile cu testele reevaluate, au primit note informative de la fiecare comisie, cu date concrete, inclusiv comisiile au scris și concluzii și anumite recomandări pentru fiecare comisie raională de evaluare. În continuare o să vă prezentăm câteva exemple de item. Vor fi item din diferite teste, diferite instituții de învățământ și raioane, pentru care a fost aplicat puțin spus necorespunzător baremul de corectare de către comisiile raionale de evaluare. Deci în partea stângă veți vedea un fragment de item și rezolvarea care a dat-o elevul și în partea dreaptă o să vedeți baremul, acordarea punctajelor și motivarea punctajelor pentru fiecare dintre fragmentele de item prezentați. Cu culoare roșie este ceea ce au apreciat comisiile raionale de evaluare și cu verde, culoarea verde, este ceea ce a apreciat Comisia Republicană de Evaluare. Aveți doi itemi simple. În primul caz, elevul trebuia să realizeze calcule alimentare și să completeze casetele. Alăturat aveți baremul cu răspunsurile corecte. Foarte clar este scris că se acordă un punct pentru completarea corectă a fiecărei casete. Observați că evaluatorul din Comisia Raională de Evaluare acordă maximum de puncte 3, dintre care corect este doar 1 și evaluatorul de la Comisia Republicană de Evaluare acordă un punct. În următorul exemplu este același item din două teste diferite și aici puteți să observați care este răspunsul corect. Deci elevul trebuia să analizeze un desen și să completeze casetele. Se acordă câte un punct pentru completarea corectă a fiecărei casete. În ambele cazuri, evaluatorul de la Comisia Raională de Evaluare a acordat punctaj maxim. În primul caz este doar un răspuns corect, în cazul 2, niciun răspuns nu este corect. Copilul probabil că ceva a auzit, presupunem noi, și a scris răspunsurile inversate și greșite. Următorul item este o rezolvare de problemă. Baremul de corectare acordă punctaje, da? Deci pentru scrierea corectă a schemei problemei, pentru calcule corecte și pentru răspuns care, observați, trebuie să fie în procente. Evaluatorul Comisiei Raionale acordă 4 puncte, face o singură subliniere. În cazul dat, corect este doar prima linie. Restul este greșit, inclusiv calculele sunt greșite, inclusiv răspunsul nu corespunde nici măcar cu întrebarea din item. Partea de jos, aveți un item în care absolut toată rezolvarea este greșită, deci și răspunsul, puteți să confruntați, să observați că nu este corect. Evaluatorul Comisiei Raionale acordă 4 puncte,
nu face nicio subliniere, dar de fapt itemul are ca și valoare rezolvată 0 puncte. Următorul item este o problemă de geometrie. Această rezolvare conține sau elevul a prezentat o rezolvare cu erori grave științifice. De exemplu, ipotenuza AB scrie elevul că este egal cu cateta AM. Toată lumea cunoaște noțiunea de ipotenuză și de catetă. Sau, tot elevul scrie că segmentul AC este egal cu jumătatea din acesta care este AM. Răspunsul iarăși este greșit. S-au acordat 4 puncte. Nu este nicio însemnare a evaluatorului de la Comisia Raională de Evaluare și, de fapt, această rezolvare este de 0 puncte. Următorul exemplu. În acest exemplu, la rezolvare, elevul a transmis în datele problemei formulele care sunt în anexa la test. Testul la matematică are o anexă cu formulele care elevii le folosesc în rezolvări. Nu este nicio rezolvare, sunt doar transcrise formulele din anexă. Elevul nu oferă un răspuns care ar corespunde măcar întrebării din item. Dacă ne uităm la temă, întrebarea este: determinați lungimea muchii cubului, și elevul ne răspunde că nu o să încapă. Sunt acordate 2 puncte, de fapt, itemul are 0 puncte. Și următorul. Evaluatorul din Comisia Raională de Evaluare a acordat punctaj maxim. Nu este nicio rezolvare, este semnul Z. Este lipsă de rezolvare. Acest punctaj a fost calculat pe foaia de titlu a lucrării. Deci acest punctaj, aceste 6 puncte, a fost inclus în scorul total de pe testul respectiv. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Ivanov, pentru prezentare. Încă o dată doar am să reiterez. Deci, pe de o parte, ceea ce m-a relevat exercițiul în acest an este că anul viitor trebuie să mergem mai departe cu aceste proceduri administrative de monitorizare a examenilor de clasa 9. Credem că se impun crearea acestor centre de examinare la gimnaziu după modelul celor de la BAC, fără camere, dar cu monitorizare externă. Asta s-a dovedit a fi eficient și totodată cu reevaluarea la scară mai largă a testelor pentru a evita asemenea situații precum cele pe care le-ați văzut ilustrate și cred că ultimul exemplu foarte clar și elocvent pentru toți cu privire la abaterile care se întâmplă. În același timp, încă o dată aducem aminte, urmează sesiunea suplimentară și îndemnul nostru pentru colegii noștri din sistem este să susțină copiii pentru a putea face față probei suplimentare la începutul lunii iulie și să reflectăm cu toții cum este posibil ca în instituții de învățământ unde numărul copiilor este foarte mic, unde timpul care poate fi alocat copiilor pentru instruire este foarte mare, avem aceste rezultate și cred că vom avea o conferință separată atunci când vor apărea și rezultatele finale cu privire la promovabilitatea în sistem. Noi în acest an o să fim loiali față de copii și inclusiv s-ar putea să analizăm și opțiunea unei probe suplimentare, cele standard suplimentare, dar acum accentul este pe proba din luna iulie și tot sistemul trebuie să mobilizeze pentru a ajuta acești copii. Vă mulțumesc! Dacă să facem totalizare, câți dintre elevii care au fost reevaluați nu au susținut, adică au fost o valoare de 5%?
O să avem rezultatele finale după ce se procesează contestațiile și după proba suplimentară. Eu cred că e bine să revenim atunci pentru că o să știm într-un final ce efort a făcut sistemul pentru a ajuta cât mai mulți copii să treacă examenul și urmează în funcție de acele rezultate să vedem cum procedăm mai departe. Dar pot să vă spun că există o strânsă corelare între rata de promovabilitate și corectitudinea evaluării. Mă uitam acum pe cifre, este destul de vizibil că acolo unde comisiile de evaluare au aplicat corect baremul și promovabilitatea este mai joasă, însemnând că a existat o apreciere onestă a situației, pe care ne-au indicat-o și rezultatele de la PISA. Vă duc aminte că 50% din elevii noștri de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la PISA și nivelul minim de competență la PISA este pe locuri mai simplu decât o notă de 5 la examenul de clasa 9. Așa că ar trebui să ne așteptăm și la o promovabilitate corespunzătoare. Proba suplimentară se desfășoară în centre raionale, întotdeauna toți copiii din întreg raionul care au nevoie de o șansă suplimentară merg într-o instituție de învățământ și acolo se ține examenul și da, noi vom merge și vom monitoriza și proba suplimentară. Și care sancțiuni vor fi supuși examinatorii sau patrii didactice din aceste instituții? Merită încă o dată să reiterăm că noi avem un sistem de învățământ descentralizat, unde responsabil de administrarea instituțiilor de învățământ sunt consiliile raionale și direcțiile de învățământ. Respectiv, sancțiunile trebuie să aplice de către angajatori, în raport cu directorii de către direcțiile de învățământ, în raport cu asistenții de către directorii de școală. Urmează să vedem de cât de multe responsabilități se vor pătrunde autoritățile publice locale, pornind la rapoartele care le-au fost transmise și ce sancțiuni vor întreprinde. Pot doar să vă spun că în unele cazuri președinții comisiilor de evaluare sunt din rândul celor care au notat așa cum v-am arătat astăzi. Așa că rămâne să vedem dacă autoritatea publică locală, Consiliul Raional, va sancționa unii directori, unii șefi de direcție de învățământ care au participat în procesul de evaluare. Răspundere disciplinară, mustrare aspră, inclusiv concediere, standard pe orice procedură disciplinară, ca și în cazul oricărui alt angajat. Ministerul la această etapă poate doar să transmită datele în raioane, să solicite explicații, urmând raioanele să ia decizii. Dar încă o dată, aici am să profit de ocazie și am să zic, este extrem de important să nu încerci să paseze responsabilitatea pe copii. Responsabilitatea este a directorului și a asistenților care au făcut posibil ca să scurgă această informație. Iar când vorbim de reexaminare, este greu de crezut că lucrurile astea nu s-au întâmplat fără o anumită toleranță din partea comisiei de examene și că evaluatorii au acționat din proprie inițiativă. Dar chiar dacă așa s-a întâmplat, întrebarea este cum au fost selectați acei evaluatori la nivel raional ca să ajungem în situația în care să avem asemenea exemple de examinări, de evaluări. Mersi. În fiecare an avem o sesiune suplimentară pentru toți elevii. Urmează să vedem rezultatele finale și vom lua o decizie pe parcurs. Mulțumim!